merg în cluburi, beau. Dar făceai lucrurile astea ca să fie acceptată de grup sau cum? Ca să fiu acceptată. Relații nepotrivite cu băieți, întunericul meu, în lumea mea în care eram. Deci nu m-a lăsat niciodată Dumnezeu. Mă distram și așa, după ajungeam acasă singură, mă lua o stare să văd cum mă iubește pe mine Dumnezeu și cum ne iubește. Să fie acolo jos și El să zică, te vreau și ești al meu. A avut răbdarea aia cu mine. Când am ajuns înapoi la seringă, nu mai a fost distracție. Trebuia să fur, să consum. Prietenii mei, anturajul meu, care a fost doar droga și dependența, a fost cel mai bun prieten și părinții și cei care m-au iubit cel mai mult a fost cel mai mare dușman. Am fost la un dealer de droguri, bate cineva la ușă. Alt băiat de la Tincele. Sunt aici să spun cum Domnul Iisus Hristos m-a schimbat viața și a fost dependent de heroină și metafetamine. Am auzit de acest program Tincele și a fost după ce mi-am rugat, Doamne, dacă și real, dăm o cale.